Și nu vrei să mergem într-o vacanță amândoi? Da. Auzi, da, nu vrei tu să mergem în altă parte? Ăștia ce căutăm împreună? Poate ne vine o idee cum să-i dăm afară din casă, că așa au ocupat-o abuziv. Pleacă din casa mea acum că te omor. Care casă mă, asta e casa ta? Băiatul ăsta chiar... Da, știu ce-i Titanicul, drag. Normal că știi, doar e de pe vremea ta, nu? Paula e pura și este importator pe zara România! Ai mare grijă. Mi-aș dori foarte tare să nu-mi fiezi tu pe băiatul meu. Ia-mă în brațe. Știi cât în brațe să le nevesc? Of, Doamne, dacă nici eu nu știu. Ce vrei să mănânci? Nu mi-e foame. Ba da, ba da. Trebuie să mănânci pentru că avem o zi grea astăzi. Se uită mama. Și divorțează fata. Poftim? E o glumă asta sau cum? Azi se fac 30 de zile de când am depus actele de divorț. Miruna, iartă-mă, dar sper că nu faci asta pentru băiatul ăsta, pentru Leo. Nu. Divorțez pentru mine. Divorțez pentru că vreau să fiu liberă. Vreau să iubesc cum vreau eu și pe cine vreau eu. Te-am mai ales că știi totuși pe Leo de puțină vreme. Dar nu... Nu Leo e cheia poveștii. Ești cheia povești. Cum adică eu... Adică tu divorțezi din cauza mea? Divorțez pentru că nu vreau să ajung ca tine. Nu vreau să stau toată viața cu un om care să mă lase la greu. Dar să știi că nu toți bărbații fac ce a făcut Emil. Iartă-mă, dar dacă ai... Măcar puțină minte în cap, nu faci un copil cu o femeie pe care o știi de 5 minute. E adevărat. Dar oricum asta a fost înainte ca voi să vă căsătoriți, puiul meu. Ce contează? A făcut-o. Infidelitatea e în sânge. Unde pleci? Am și treabă. Ne vedem la nuntă. Ok, nu vrei să stai cu bunica? Acum asta e bună, pe bune. Ce vrei, să-i pune și volul sau ce? Se descurcă. Alo, ce faci? Mă bucur că ești bine. Iartă-mă că te deranj, vreau să spun că poți să mai treci un nume pe lista oamenilor pe care i-ai distrus. Iar ai băut aseară? Cu cine vorbești? A, nu. Vreau doar să-ți spun că fetița noastră divorțează. A spus că nu vrea să treacă prin ce trec eu acum. Ce zici de asta? Eu uite și o veste bună pe ziua de azi. Țiganul nu era bun de ea? Adică pe tine nu te interesează prin ce trece copilul ăsta acum, dacă suferă, dacă este greu, nu? Uite ce se întâmplă, filozofiile tale de viață mă lasă rece, așa că acum te rog să mă scutești pentru că am treabă, da? Hai, pa! Gata, iubito, te-ai hotărât? Păi, nu prea am unde să mă hotărăsc aici. Eu vreau să fie așa, cât mai sus, să fie deasupra orașului, să am toată lumea la picioare, știi? Și eu să o conduc. Doamne, cât te iubesc, știi? Planurile astea tale mă fac să mă simt ca la 25 de ani, jur. Serios? Da, mergem acolo? Hai să mergem. Hai. Și acolo, deasupra, punem o firmă mare, luminoasă.
Da? Se scrie cu albastru Tesla. Mm-hmm. O să fie... Să fie așa mare, mm-hmm, și o să se vadă din tot orașul, nu? Și noi din când în când rămânem seara la biroc, o să ne iubim sub lumina firmei noastre, nu? Hai să rămânem acolo. Stai un pic. Stai, stai. Cine? Alo? Da? Sigur, da, sigur, sigur. Mulțumesc frumos. La revedere. Pentru un interviu. Nici n-am început bine și deja mă asaltează și ziarele și televiziunile. Da, deja? Foarte tare, da. Foarte, da, tare. Hai acolo. A fost un coșmar care nu se mai termina. Mă rog, la vine era la urgențe și... Radu, prietenul meu, era la municipal și în câteva ore nici măcar. M-a sunat și mi-a spus că a murit. Și tu nici măcar nu erai în mașină. Nu, probabil că nu s-ar fi întâmplat nimic dacă eram eu la volan. Nu, oricum se întâmplă. Soarta e soarta. Păi tu era băiatul ăsta. Tu te-ai împreunat întâmplător cu maică-sa și uite ce minunăție a ieșit. Cine știe ce o să ajungă băiatul nostru? Cine știe, poate savant, sau poate doctor, sau poate artist, da? Sau, ia uite, cum, prim-ministru! Auzi, da, cu riscul de a mă repeta, totul a început așa, ca o joacă, nu? Da. O joacă care m-a costat extrem de scump, tată mare. Miruna a vrea să divorțeze de mine. Vai de mine! Vai. Știi, nu vreau ca Octavian să crească cu maică-sa, nici măcar nu-l bagă în seamă, n-are grijă de el deloc. Și mă gândeam că mama la vinie e nașa mea de botez. Doamne, Doamne, Dumnezeule, ce nenorocire! Sfinte Haralambie de la Constanța, apără și ajută-ne, apără-ne! Tată mare, ea nu și-a mai revenit după ce a murit la vinie și au trecut 8 ani de atunci. Și mă gândeam că ar fi bine să-l înfieze pe Octavia. Da, auzi, dar este creștină ortodoxă? Da, normal. Am fost vecin când eram eu mic. Și mă gândeam, nu știu, că nu poți să înlocuiești o viață decât cu o altă viață. Te-ai gândit foarte bine. Ca un om mare, care îl are pe Dumnezeu în inimă. Auzi, dar aș vrea să o cunosc și eu pe... Da? Să văd și eu, adică, cum se prezintă, dacă corespunde, dacă îți dai seama. O să vină chiar azi, am chemat toți vină aici. Azi? Da. Păi azi nu pot, azi mă însor. Ia uite, că sună telefonul. Ia. Domnule. Ia ține. Hai, vine aici. Da, de la florărie. Da, eu. Alo? Cum? Adică, un buchet de 51 de trandafiri nu este un buchet pentru mireasă? Adică nu se cade așa să... Mai fă așa cum îți spun eu. Nu scoți niciun fir. Da, mă, zis el că vine cu un buchet de 51 de trandafiri, păi dar trebuie căruț ca să-l car. Nu pot să fac. Mă lăsați pe mine să fie aranjez? Da. Mergeți la o nuntă? Da, la nunta mea. Ah, sigur. Dar nu crezi totuși că ți-ai complicat viața cu nunta asta? Nu. I-am dat culoare, i-am dat pasiune. Acum mă simt și eu tânără. Fac planuri. Dar nu crezi că Tănase e omul nepotrivit? Adică nu aveți aceeași educație și aceleași gusturi? Nici măcar la flori. E un tip onest și amuzant și mă face să râd. Și asta e cel mai important. Mulțumesc. La revedere. E frumos azi. Da, e frumos. E frumos tare aici, da. Pe bune. Dar știi că vreau să zic ceva așa magnific și nu iese nimic. Ce frumos ești, mă, Dorulet. Cu ochii ăștia ai tăi verzi și cu pielea asta arsă așa de soare. Și cum dai tu cu mingea în paletă, nu dă nimeni în lumea asta. E rachetă, mamă. Ești bine? Și aș fi vrut să-ți mai zic ceva așa, dar e mai rușinos și nu... Nu, zi, gândesc că eu nu mă supăr. Spune.
curioasă cum ne înțelegem noi așa. Pat, da, aseară nu ai fost mai rușinos, nu? N-am fost rușinos, am fost puțin timid, dar în seara asta te mănânc. Te mănânc, da. Și cerem notă, da, de ce? Ospătar! Să rămână bunii, cum merge nunta? Eu zic că bine. Doamne ajută. Da. Ăla-i buchetul de mireasă? Da. Ce frumos e. Îl dai și mie să fac o poză cu el? Da. Da. Faci tu? Da, hai. Dacă l arunca, să știți că îl prind eu, sigur. Da? Da. Bine. Stă bine. Să rămână. Hai. Să rămână. Pa. Pa. Hai, Eliza, hai să mergem. Mulțumim. Căutăm un hotel de 5 stele, nu? Mai bine căutăm unul de 4. O să ieșim un pic mai bine ca bani. Ce zici? Da, ok. Cât ne-ar costa oare 3 nopți de cazare în America? 3 nopți? Mergem în America și stăm 3 nopți? La hotelul ăla. După aia vedem noi unde mai mergem. Ok. Uite, ce zici de camera asta? Nu, asta camera... e o cameră dublă. Păi da. Nu, mai bine luăm două single. Glumești, nu? Nu. Hai să luăm o cameră dublă și vedem noi ce se mai întâmplă până atunci. Nu se pot întâmpla decât lucruri minunate, nu? Bă, mă, cu afa frumoasă? Aha. 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 Rusul ăsta e frumos, mă. Ia, uite. Mm-hmm. Cum arăt? Arteine arăți. A, da, îți place că m-am îmbrăcat așa în româncă, nu? Da. Fii atent, nu puteam să mă duc cu fustanelele alea, așa, se uitea lumea la mine ca la urse. Da, normal. Da, ce bine. Știi ce, tati, cu ce frumos s-a îmbrăcat? Da? Mm. Păi da, așa, păi, așa trebuie, că poate găsești eu acolo un berbant. Etena, ia mai terminați cu nunțile astea, că eu n-am atâția bani să-mi cumpăr atâtea rochi. Cum n-ai bani, fă, dar valiza aia care zace de băneta aia cu bani. Hai, ce? Da. Auzi, fă, dar boarfa aia unde e? Nu știu, a plecat. Păi și plodul ce? Avem grijă de la locul noi la nuntă? Ce e, face? Cum ar fi? Să-l iau cu mine la nuntă acum. Păi și ce dracu face? Nu știu, găsim noi să stea cu el. Da, uite, pe 50 de pantofi, îi vezi cum mi-ai făcut, că să fie ca la frate. Aoleu! Ce? Ha, ha, ha. Ce ai făcut? Aoleu! Ha! Ce-ai fă? Ți-e rău? Fă buță părinte de șale! Aoleu! O face bine! Aoleu! Pune-ți. Păi și ce facem? Aolea, cum ajungă la nuntă la frățiorul? Băi, de bine ce mă doare șalele! Băi, de bine că nu... Ia! Bună ziua! Bună ziua! Nașa? Ce nașa? Dar cum ne-ai găsit? Victor mi-a spus să vin. Ce nașa fă? E nașa lui Victor. Stai jos puțin. Păi, dar ce doamnă ești? De ce văd ce naș are Victor? Vezi că mă duc să iau valiza și mergem, da? Da, ce te muți? Valiza. Haide să te conduc. Ce mai faci? Cum să-l dau eu pe băiatul nostru? E lumina ochilor mei. Tată mare, am vrut să spun chestia asta mai devreme. Am avut un vis. Am văzut-o pe bunica, pe Octavia. Doamne Dumnezeu, apără și păzește. Doamne, Fecioară Maria, miluiește-ne pe noi. Dar de unde știi că a fost bunica ta, că eu n-am nici măcar o fotografie cu ea. El nu este nepotul meu. Cum adică? Și cine? E un copil frumos, dar nu este nepotul meu. Și ți-a spus ea asta? A venit din lumea umbrelor ca să spună ție asta? Nu știu, tata mare, eu nu cred în ce credeți voi, dar e clar că era... foarte real, nu părea să fie un vis. Auzi, și analizele de tată? Analizele... Nu știu, tată mare, ce să zic. Nu mă înțelege greșit, m-am atașat și eu de băiatul ăsta. Mi-e drag, dar...
Am o strângere, așa că nu e sânge din sângele meu. Victor, a venit Nașa! Zice că tu ai chemat-o! A venit să-l ia! A venit să-mi-l ia! Tată mare, eu sunt tatăl, dă-mi-l! Și eu sunt tatăl lui spiritual! Nu, nu ți-l dau! Adu-o sus, mamă! Nu ți-l dau! Happy. Happy. Hei, ce ai făcut? Ai reușit ceva? La puțin să nu bată la ochi. Pațachinele ce fac? Se pregătesc de nuntă. Păi asta au făcut toată viața, au cheltuit banii pe petreceri. Dar eu sper că tu știi unde sunt bani. Da, într-o valiză cu Parisul și cu ploaia. Mie să nu doarmă Gianina cu capul pe ea. Ei bine, sper că n-au luat valiza cu ele la nuntă. Vai, ce dor mie de căsuța mea. Da? Să fac o baie. E curat în baie? E foarte curată. Ce? Vedem dacă e. Vai, dar tu ești așa, ești adorabilă. Da. E bine. Vai, vai, ce îngeraș, iubitule, scumbule, ia vino tu aici. Uite-te ce ți-am adus, uite ce jucărică frumoasă și colorată. Vino tu la mine să te strâng în brațe, iubitule, vai. Ce copilaj drăguț, scumpule! Sărut mâna, distinsă doamnă. Eu sunt Tănase Găleat, adică sunt străbunicul și nașul acestui, cum foarte frumos i-a spus, înger de copil. Eu sunt Olimpia. Sunt nașa lui Victoraș. Da. Trebuie să-mi fac autocritica pentru că am fost necredincios. Adică nu v-am crezut capabilă să creșteți acest copil. Dar când v-am văzut intrând pe ușa, deasupra capului dumneavoastră, era o aură sfântă. Nu exagerați, domnul Tănase. Dar nu exagerez deloc. Sunt așa de fericită. Titoraș, de mult n-am mai fost așa de fericită. Așa o bucurie. Îți mulțumesc. Nașa, nu ai de ce să mulțumești. Aș mai avea o rugăminte, Nașa. Aș vrea să-l creșteți în credința lui Dumnezeu. Da, în credință. Eu am fost supărată. Dumnezeu mi-a luat fata prea devreme, dar să știți că acest copil îmi va reda liniștea. Și îmi voi recăpăta credința. Iubitele. Mama. Hai că trebuie să te machezi. Nu mai plânge. Ce-i cu tine? Aș vrea să am binecuvântarea lui de acolo, de unde e el. Mama, ai fost prea mult timp singură. Și dacă și tu zici asta, înseamnă că fac bine ce fac. Ai auzit? Cine miluiește pe noi ca un bun și făcător de oameni. Amin. Amin. Octavia, îngerul meu păzitor, iartă-mă pentru toate greșelile mele. Tu vei rămâne mereu în inima mea, dar în inima mea mai e puțin loc. Tu vei fi mereu în gândurile și în rugăciunile mele. Tu, Octavia, ești iubirea mea de tinerețe. Ai grijă de mine și de femeia pe care o iubesc și cu
care o să mă unesc astăzi în fața lui Dumnezeu. Amin. Amin. Nepoate, astăzi este o zi hotărătoare. Înțelegi? Astăzi eu o să-mi schimb viața. Tată, mare, să știi că mi-aș dori să pot și eu să iubesc cum iubești tu. Mă iubești pe bunica dincolo de lumea asta. O să iubești, nepoate, o să iubești. Pentru că tu ai și sânge de țigan. Iar noi, țiganii, știm să iubim și să trăim până la capăt. Asta să știi tu de la bunicul tău. Să știi că îmi pare rău. Pentru felul în care m-am purtat și cu tine și cu toți din amul ăsta. Mi-a fost rușine de originele mele țigănești, dar acum sunt chiar mândru de chestia asta. Amin. Ia zi, mă, și chiar vrei plecini tale? Da. Plec orice ar fi, cu sau fără Miruna. Fără Miruna? Fără Miruna, pentru că depinde de ea ce hotărăște. Că noi mergem la notar după nuntă și acolo o să vedem dacă semnează sau nu divorțul. Știi care e problema? Dacă ea tot să joacă așa cu sufletul tău și cu inima ta, las-o, frate. Uite-o. Da, bă, ușor de zis. Mi-au mai spus și alții, dar eu iubesc, deși știu că se vede cu altul, înțelegi? Păi, leu, ce băiat bun ești tu, dacă nu mă omori tu pe mine, mă, mâncați-și, bă. De unde atâta inimă mare în tine, mă, mâncați-și, bă? De la neamul lui tata mare, nu jumătate țigan. Așa sunt eu pasional, trăiesc până la cap. Păi, bă, atunci dacă te supără tactul mare și vrei să pleci în Italia, iară și pe noi cu tine, mă. Că ne schimbăm și noi, să fim băieți buni. Lasă, bă, că vorbim la telefon, că s-a scos roaming. A, da? Mă sunt pe fix? Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hai, hai, ce bine vă stă împreună. Ce faci, mă, Radu, ai trecut în Champions League? Păi da. Lasă-mă, că uite, Emilia e fată drăguță, lasă să fie într-un ceas bun. Ia zi, Victor, ce faci? Ce dracu să fac, mă, Emilio? Nu la fel de bine ca tine. Auzi? Să ai grijă de băiatul ăsta, dacă e de-al nostru. Să nu-i faci ce știm noi că poți să ne faci, că asta e. Nu merită băiatul ăsta. Am terminat, cum mi-a plâns, mă. Hai, mă, fugi de aici. Radu, le vorbesc eu. Tu ești de-al nostru. Ia zi, ne vedem la nuntă, veniți? Da. Păi, bă, frate, atunci hai să băiem în cinstea lui tactul mare ăla, de-l iubești tu așa mult. A, scuză-mă, dăm cu suc. Lasă-mă că dai cu omul, nu cu băutura. Te așteptam. Uite care-i treaba, mă aștepți degeaba. Mă duc la nuntă acum. Ar trebui să o lași pe Miruna să fie fericită. Auzi, ce-ar fi să ne lași tu în pace să decidem pentru viața noastră? Te rog doar de dragul ei. Noi nu suntem un cuplu, eu sunt doar omorul pe care ea plânge. Ce frumos. Ți-aș rupe umărul, mă jur, dacă nu m-aș grăbi. Ea e prea preocupată și are prea multe greși și tu ești preocupat cu viața ta. N-aveți nicio șansă împreună. A, da? O, ce-ar fi să o lăsăm pe ea să decide? A decis asta azi dimineață când am cumpărat biletele pentru America. Poftim? Lasă-o în pace să fie fericită. Du-te, drag. N-ai niciun drept să o oprești. Hai la nuntă, hai la nuntă, dar mirile nu-i. E tradiție de familie să întârzie. Mi s-a întâmplat și mie. Știi că Victor și Miruna se duc la notariat să divorțeze? Hai, mă, îți bă joc de mine acum la nunta lui taică-mi. Deci nu ți-a spus? Nu, o fi o glumă de-a lor ceva. Nu e nicio glumă, pentru că fetița mea e hotărâtă. Dar de ce? Că asta se rezolvă cu actele, se înfiază copilul ăla și după aia se duce acasă la măsa și la taică-su și ei poate să-și vadă de viața lor. Iartă-mă, ce e în valiză? Dar
ce te interesează? Nu, e că e darul. Ai vrea tu să fie dar. Minunea vieții mele. Primește în dar aceste flori. Doamne, și toată viața mea. Casa mea. Ușa mea. Scaunelul meu, măsuța mea, planta mea, fotoliul meu. Ce miroase a țigană. Hai, hai să căutăm blestemata aia de valiză. Hai, unde zici că e? Sus. Hai. Era bună acum un lăutar. Dar fac cum spui tu, comoara mea. O să stați aici, cu fața spre cameră. Da, mă rog, nu mă interesează cum filmați, dar important e să fiu frumoasă. Sunteți frumoasă oricum. Mulțumesc. Da, o să vorbesc și despre Emil Șerban, să știți, este bărbatul de acolo, partenerul meu și bărbatul, de fapt, din spatele acestei mega afaceri. Poate să intre și domnul în interviu. Nu, 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 eu nu pot să apar. Nu, ce bine că mi-ai adus, că mi se uscase gâtul, da. Vorbesc eu despre tine, Pufi mic, oricum, nu-ți face griji. Doamne, deci am niște emoții. E normal? E normal, stați liniștit. O să începem așa. Lângă mine se află o minunată femeie de afaceri, de care sigur veți mai auzi. Este unic importator pe România a mașinii Tesla. Da. Foarte bine. E place. Bine? Da. Da? Ai mâncat ceva, privighetoarea mea? Lasă, trebuie să fim decenți, stai cu minte. Bine, ce-am făcut? Am... Numai când se uită nepoții la noi. Poate... Haide. Sunt omul cel mai fericit din lume. Stimați... Stimați consumatori, vă rog să fiți puțin atenți. Suntem aici să sărbătorim iubirea. Este o manifestare modestă, așa cum și-a dorit prețioasa mea soție. Sigur că eu mi-aș fi dorit o paranghelie cu, înțelegeți, cu lăutar, cu purceluș de lapte, cu... Dar am învățat la acești ani ce înseamnă, uitați-vă, modestia. Și îi mulțumesc minunii mele, pentru că m-a făcut un alt om. Și îți mulțumesc ție, Doamne, pentru această zi fericită de azi. Hai să trăim și la mulți ani! Pleci undeva? Nu, de ce? Păi unde pleci cu valiza asta? Dar nu-i treaba ta. Hai zi. Nu ți-e dor de băiețelul tău? Măi, Miciulică, măi, învață-și tu de la tata ce înseamnă modestia. Bine. Cum îți vezi tu viața de mâine? Mai liniștită. Mă vezi și pe mine în ea? Victor, ai promis că nu discutăm asta până la notar. Și uite cum a devenit notarul cea mai importantă persoană dintre noi doi. De ce trebuie să existe o persoană, un străin, care să ne decidă viața? Nu ne hotărăște un străin viața, noi hotărăm. Atunci aș vrea să știu și eu ce ai decis tu. Ce ai hotărât? Deși știu că nu o să-mi spui. Victor. Am obosit.
Ghiși ce miron, așa am obosit. Iartă-mă. Fie, nu știu dacă știe, dar... l-am fiat cineva pe Octavian. Nașa mea. Mă bucur pentru voi. Chiar? Miruna. Ești frumoasă. Nu poți să fii decât a mea. A fost o plăcere să vă avem astăzi invitată, doamna Iepuraș. Ne bucurăm foarte mult. Domnișoara. V-a plăcut? Foarte mult, de-abia m-am obișnuit. Acum o să mă o să ești la asta pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Ce a fost timp? Asta e greșeală. Nu te du-te după ei, du-te după ei, că avem o știre. Du-te! Emil! Emil! Cine să trăiască? Cine să trăiască? La Stai. Nu te uita așa că ajunge o nuntă în familie. Deci mai spune-mi odată cum arăta valiza aia, că simt că nebunesc. Deci gri cu negru și cu Parisul pe ea. Da, și ploua. Da, ploua. Păi, hai să mai luăm o dată, du-la purile astea la rând. Ce să face, că doar nu fi intrat în pământ, nu? Da, eu zic să vedem și în grădină. Cine știe? În grădină? Păi... păi da, că la cât de nebună sunt, ori fi săpat vreo groapă și-o fi ascuns-o acolo. Bună ziua, sunt de la pază. Am văzut poarta deschisă și am venit să vă întreb dacă este totul ok. Vai, dar ce bine că ați venit! Am să vă rog frumos să puneți alarme prin toată casa, pentru că în curând aici vor intra niște hoațe. De unde știți? Știu. Măi, Mirciulică, măi, n-ai mai trecut și tu pe la mine? Păi dacă m-ai scos din viața ta? Hai că te bag la loc. Da? Da. Bagă-mă. Dar ce am făcut? Ne faci tu de bahaos la nunta mea. Hai, bre. Este, recorește-te. Vezi cum se face cu femeia la țigani? Ne vedem la ora 5, să nu întârzi. Fericită, să nu-l alungi pe omul ăsta, din om bun. Aici. Da. Păi da, da. Să n-aștepți să ajungi din vârsta mea să-ți refaci viața. Da, și să trăiești frumos. Copiii pleacă și o să rămâi singură. Adică să nu rămâi singură și uită-l pe Emil că e un porc. Gata. La revedere. Aul. Fata mea. Pot să spun fata, nu? La revedere, tata! Constanța! Venim! Happy! Bună! Bună! Nu am timp să stau foarte mult, că nu am găsit loc de parcare. Ce să nu plac? Doamne, ce mă bucur că te văd. Trebuie să-ți dau o veste foarte mare și... Zi-o, tată! M-au sunat cei de la Ferrari. Au un contract pentru mine. Vor să mă angajeze. Foarte tare! E minunat!
E minunat. Bine, știu, sunt conștient că e foarte mult de muncă. Știu, dar o să conduc un Ferrari. Tu îți dai seama ce înseamnă asta? E o oportunitate extraordinară. O să mergem la Roma împreună. Păi și America? Ce cu America? Am anulat America. Fără să mă întrebi? Ce era de întrebat? Asta e o șansă odată în viață. Mergem împreună, ne așteaptă Ferrari pe amândoi. Nu, Leo, pe tine te așteaptă Ferrari. Uite, o să plec. Vorbim, ne auzim. Te sun. Nu înțeleg. Miruna! Îmi cer scuze. Haideți. Să începem. Constat că ambele părți s-au prezentat la data stabilită. Acesta este actul pe care vă rog frumos să-l citiți cu mare atenție. Și dacă v-ați hotărât, eu voi fi martorul deciziei voastre. Te iubesc. Atât? Ce ai vrea mai mult de atât? Să mă săruți. Vara? Nu se poate. M-am mărit cu Victor. Vă mai las un pic să vă gândiți, da? Aș putea să trăiesc toată viața la mare. Și aș putea să trăiesc toată viața cu tine. Vrei să fii soția mea? Să fim împreună, la bine și la rău. Să fim împreună pentru totdeauna. Să fim fericiți și de nedespărțit. Ar fi păcat. Așa cred și eu. Să nu ne mai dăm o șansă. Vreau să fiu liberă. Și tu trebuie să fii liber. Ce-am trăit noi n-a fost fericire. A fost o iluzie. Eu l-am iubit pe nimeni, cum te-am iubit pe tine. Victor, nu sunt de piatră. Știu că ce-am trăit cu tine a fost unic. Și știu că nu o să mă mai iubească nimeni niciodată cum ai iubit tu.
Și dacă ar fi să mă mai nasc o dată tot pe tine, te-aș alege? E sufletul meu, pereche, Miru. Dacă aș putea să uit toate lunile astea. Dar de ce să nu-ți aduci aminte de lucrurile frumoase? Încearcă. Perioada asta a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Ei niciodată nu au fost atât de fericit. Aș vrea să pot. Adevărul e că cred că sunt singurul bărbat din România care și-a furat nevastă. Păi, dar ce doctor drăguț! Valiza mea! Lasă viața pe... mea! Era viața păi, mea, Valiza! Păi, lasă, fac o să o găsești, nu mai plânge atâta! Nu mai găsesc! Ce mă doare, faci? Ce n-ai? Ce cauți fă aici, în casa mea? Casa fără... ta, asta e casa mea, nu vă e rușine! Tu, fire, hai, scoate-le afară! Dracu să fii de tine! E casa noastră! Vă rog frumos să vă depărtați, află că e poliția! Cheamă, păi, bă, poliția, să vină mea. Poliția! Păi, nesimțit-o! Nesimțit-o! Dă drumul la poartă! Păi, stai puțin să discutăm! Fătinista, dracu! Panarabă nonorocită care e! Uite, făcunea lăsat pe afară! Poți să intru? Da, acum se împesă. Doar o secundă, să trebuie și semnătura domnului. Terminat. Aș vrea să ne vedem în parc. Ok, te aștept. Pa. Bă, dorulețe, bă, te rog eu frumos. Nu vrei să ne potolim cu datul ăsta în leagăt? Mai adus în parc, mai plimbată mi s-au umflat gleznele. Sunt în rochea asta de nuntă. Mie și mie cald, mi se întinde machiajul. Da, mă, Pamela, dar am făcut și eu un moment pentru tine. Nu poți să înțelegi? Dar nu poți să termine momentul ăsta mai repede, că mai bine mergem acasă, nu mai stăm ca adolescenții, că nu mai se... Stai. Vrei să fii soția mea? Zii ceva! Da! Am terminat, da. Putem să ne vedem? Par la Mogoșoaia, într-o oră jumate maxim ajung. Mersi mult de tot, pa! Scuze-mă, trebuie să spun ceva. Nu mai ții minte? Da, normal. De la clinică? Asistenta, da. Zi! Am falsificat testul de paternitate copilului Lorenii al tău. Poftim? Te-am mințit. Stai, cum adică? Ea m-a pus. Te-a pus să ce? Ea m-a pus, mi-a dat bani, pentru că aveam nevoie de bani. Iubitul meu se droghează. Tu realizezi ce ai făcut? Îmi pare rău. Iubitul meu a murit de supradoză, te rog să mă ierți, te rog. Mi-ai distrus viața, asta ai făcut. Te rog, iartă-mă. Ajută-mă. Ăștia mi-au luat tot. Am nevoie de un avocat. Și cu ce aș putea să te ajut eu? Tu mi-ai luat tot. Da, dar eu sunt aici pe nedrept. Ăștia vor să mă distrugă, să știi.
Dar eu nu mai am nimic. Hai să lăsăm justiția să-și facă treaba, ce zici? Ești foarte rece. De ce mi-ai venit? Pentru că vroiam să văd cum ești. După tot ce ne-ai făcut. Meriți să fii aici. Pentru copii o să fie ceva mai greu, dar o să fie o lecție pentru toți. Nora, iubita, nu erai așa. Ai dreptate și îți mulțumesc. Mi-am revenit mai repede decât speram. Iată că se poate trăi și fără Emil Șerban. Eu o să fiu bine. Tu, după niște ani petrecuți aici, nu știu dacă o să fie bine. Cum dracu m-am îmbătat și am pierdut valiza? Unde-i valiza mea? Unde-i vila mea? Unde-i viața mea? Băiatul meu. Ce faci, Victor? Trăiesc, tată. Și asta ce? Asta e al meu. Și asta ți aparține. Hai acasă. Cum a fost? Am divorțat. Dar n-am făcut-o pentru tine. Am făcut-o pentru mine. Nu pot să fiu pe locul doi în viața nimănui. Leo, tu m-ai învățat că libertatea e cel mai de preț lucru pe care îl avem. Drum bun. Scrie-mi de acolo, spune-mi că ești fericit la Ferrari. Așteaptă-mă puțin, te rog. Unde pleci? În Italia, cu tata. Ia-mă și pe mine. Miruna, vreau să spun că... Sunt clipe în care nu te recunosc. Pe drumul meu nu mai e nimic din tot ce-a fost. Serialul tău preferat începe acum. Poate asta mi-e pedeapsa, poate e păcatul meu, să te simt atât de aproape.